Salut, Pecioare! Voi face citirea pentru luna august. Resurse. Resursele voastre din luna august 2023. Vom începe cu sfatul oracolului Lenormand. Un secret, gânduri negre pe care le aveți legate de un furt. Deci aveți gândurile negre legate de un furt și un lucru secret, ascuns. Să vedem ce spune și tarotul ermetic pentru Fecioare. Voi face crucea celtică. Da, iată, 5 de spade. Am putea spune că sunt aici niște furii acumulate în timp și s-ar putea ca voi să vă dezlănțuiți, să spuneți cuiva ce aveți de spus, dar și acea persoană s-ar putea să vă transmită vouă la fel, să aveți o ceartă, o ceartă care nu lasă loc de împăcare. Voi... blocajul vostru, primele zile din august, trecutul, ce vă influențează și acum, viitorul, voi, mediul vostru, cei care aveți relații, speranța voastră și finalul. O etalare bună, să zicem. Deci, să luăm în primul rând așa cum sunteți. Voi aveți aici nebunul. Este o arcană majoră. Nebunul, îl observați, reprezentarea lui, este omul care își ia o șansă. Dorința de a avea o șansă, după o perioadă lungă de stagnare, această dorință de a-și... de a se elibera, de a începe să progreseze, să evolueze, să se simtă într-adevăr activ. Și ceilalți din jur nu-l ajută, ba mai mult am putea spune, îl percep ca pe o persoană aventurieră. Voi nu sunteți pregătiți pentru ceea ce vreți să faceți și riscați foarte mult, fiindcă acest personaj riscă, în fața lui este o prăpastie. O prăpastie destul de periculoasă, cu apă. Are acel prieten care îl ajută, dar totuși voi vă gândiți că ajutorul va veni din partea divinității pentru faptul că veți face totul cu inimă curată. Acea floare arată dorința voastră de a face totul cu inima curată, împăcată. Blocajul vostru este această speranță. Deci, exact ceea ce se și potrivește cu nebunul, fiindcă el speră să-și protejeze calea, speră să reușească, bazându-se pe adevăr, pe dreptate, și este acea speranță de a se contopi cu natura și de a obține ceea ce își dorește. Începutul lui august va duce niște bani,
primele zile din august. Bani, acest as de monede reprezintă, de fapt, am putea spune chiar putem să ne gândim la un talisman al norocului. O șansă care vine spre voi. Posibilitatea să primiți niște bani, bani care vă dau o șansă de a investi. Este bine să investiți acești bani când soarele este într-un aspect benefic cu Jupiter. Să știți că reprezintă o sumă mai mare de bani pe care puteți să o investiți într-o mașină, într-o locuință, reprezintă ceva mai mult. Trecutul pentru voi arată că 7 de bâte, aveați cam toate posibilitățile să rezolvați un blocaj, o situație. Deci orice blocaj ați fi avut, puteți să faceți față să deblocați o situație. Influența va veni în această lună de la un rege de cupe, vorbind de un scorpion. Aveți semnele scorpionului, este un bărbat sentimental, sensibil, romantic. Aspectul lui nu este legat de agresivitate, dacă observați, are o floare în mână, dar și, am putea spune, o persoană căreia trebuie să-i câștigați bunăvoința și este bine să nu-l răniți, fiindcă acest personaj, acest bărbat, peste 50 de ani, care, dacă este rănit, s-ar putea să se răzbune. Și aici aveți împărăteasa. Împărăteasa este mica benefică, este Venus, observați semnele lui Venus, cea care echilibrează energiile și întotdeauna spune mica împărăteasă, este bine să vă doriți ce este posibil, ce este adevărat, ce este drept, fiindcă deja este îndeplinită această dorință. Deci, ea poate să aducă fertilitate, abundență, dar întotdeauna să reprezinte ceea ce este posibil pentru voi. Voi, așa cum sunteți voi, iată, aveți o prințesă de spade. Deci, am putea gândi că este vorba de o femeie care își dorește cumva să vă pedepsească, să vă aducă o inspecție, să vă verifice, să... Are ea... Deci, vorbim despre o femeie care caută să vă facă probleme. Mediul vostru, din nou, un prinț de spade. Un al doilea personaj care este foarte agresiv și vorbim de un bărbat mai tânăr, cu ascendent zodia în gemeni, este o persoană agresivă, o persoană care este capabilă să vă rănească, fiind un războinic. Un războinic care... a plecat, să zicem, deci vine spre voi cu dorința de a primi ceea ce consideră că este al lui. Dar întotdeauna am putea spune că acest personaj nu neapărat se bazează pe niște lucruri corecte. El vrea neapărat ceva de la voi și este capabil să vă facă foarte mult rău. Speranța voastră este la această forță. O forță care vine din interiorul vostru, un aspect care vă dă aceste putere să depășiți situațiile, să îmblânziți o situație, să îmblânziți o persoană, folosindu-vă sentimentele. Această femeie îmblânzește leul, deci așa cum am spus, chiar poate să reprezinte leul îmblânzit, prin intuiție, prin sentimente, prin tact, diplomație și nu prin luptă și brutalitate, așa cum este prințul de spade. Finalul pentru voi această lună va duce asul de bâte. Asul de bâte, gândiți-vă la un început nou, o energie nouă care vine spre voi. Poate să fie vorba de o relație, o călătorie. Deci este un aspect benefic, fiindcă este un început nou. Începeți ceva
nou, este altceva în viața voastră. Dacă observați, deci primele aspecte pentru această lună, piedica este speranța voastră, adică să nu sperați prea mult și pe urmă să vă dați la o parte când vedeți această grupare de prinți și prințese de spade, dar aveți aici asul de bâte, asul de monede și mica benefică, împărăteasa. Dacă ne uităm la această suită, da? Deci secretul, gândurile pe care vi le faceți, gânduri negre, vă faceți probleme despre un secret, despre ceva care a stat ascuns și despre o pierdere. Dar aici, la această etalare, nu apare nicio pierdere, dar aveți persoane care sunt foarte agresive și gata să vă facă rău, foarte invidioase, dar să nu uităm, aveți acest final cu un as de bâte și viitorul, mica benefică, împărăteasa, care și ea este o suverană, dar Venus vă poate susține în ceea ce privește lucrurile posibile. Aceasta a fost citirea pentru voi. Eu vă doresc o lună frumoasă, cu împliniri, și veți avea ceva împliniri aici. Și nu uitați, dacă vreți să ajutați acest canal, puteți să vă abonați, puteți să dați un like, nu vă costă nimic, puteți ajuta acest canal să se dezvolte și vă mulțumesc!